Totul vă răspundă lecție. Astăzi voi arăta cum să facem screena PlayStation 4 din OBS. Dar nu trebuie. În prima oară, știm cu toții că screenul de pe PS4 nu este prea convenabil, adică bugoască cam pe asta. Doar că noi am venit cu soluția să facem live de pe OBS. Nu am arătat cu OBS-ul. Nu mai lasă vă arăta, să vă lasă SimStop de arăta asta. Și eu am descălcat din mod pleu care vi-l las în descriere. Acum să-l caut de pe ecran, ca nu mă de pe ecran. Ok, după cum vreți, pe se face un mod play, la Malicea. Ok, până pornește, luăm un cablu USB. Un cablu de încărcare. Ok, asta avem aici asta. Din nou ne va trebui să luăm cablul de la controlul de la PlayStation. Și să-l băgăm în LED. Ok, după ce l-am băgat, apăsăm pe apsia, ca să începem. La PlayStation va trebui să fie pornit. O să mi se vă băgăm contul, numai că voi știți să vă băgați contul. Eu l-am deja instalat asta. Și vă cum vedeți, se conectează. Mai greu, cum vedeți, uitați cum am să vedeți ce fac. Dar noi vreau să facem live, fac. Poate vreți să vedeți un net destul de bun să se poată asta, dar eu cum n-am net bun, nu cum am gata de bine. Dar o să vă facă cu grafică faină. Ok. Veți da pe obiect. Veți da aici azi. Unim de un capture. Ok. Aici veți da pe remote play streaming. Adică pe se face remote play. Și, după cum vedeți, aici avem ecranul de la PlayStation. Hai să vedem cu totul mai multe. Dar nu, PlayStation-ul în vedere nu sunt bune. Numai Remote Play-ul e bun. Noi vom da pe OK. Și aici o să vedem PlayStation-ul nostru. Acum ne putem conexiunea. Și că o să dăm No Start. Dacă nu va trebui să facem imaginea, cât se poate de mare. Okay. După ce am făcut-o cât se poate de mare aici, acum vreți să vă conecta, va merg. Ok. Acum o să dăm la altă aici. Pentru că e bască foarte mare și nu o să putem să... Nu o să putem să-i facem așa complet. O să mixăm în masă. Cred să fie compact la ecran. Asta. Asta este după pustuită de dumneavoastră. Și după cum vedeți acum, toate lucrurile la PlayStation 4 din OBS. Bineînțeles, dacă nu aveți bunet, bun, va face la casă la mână. Cum vedeți, poate de bunet la... totuși, pentru dacă vrei să-l stream, poate vrei să ai un net bun. Dar eu cum n-am net bun, nu. În fine, acum vom da în settings. Cum ați văzut, stai grafica noi. PC-urile o să le setăm la cât de mari putem noi. La audio lăsăm asta, la output lăsăm asta, la output-ul. Facem cum vrem noi aici, dar eu nu fac, că fric. Aici putem da YouTube streaming, primăm YouTube, streaming services, trebuie să bagăm stream team. Mai eu o să dau apply și acolo bagăm stream team, o să dăm
Stop streaming. Deci, bine, sunt un lucru extrem de bucat în arată de bine. Mai că, am zis, acum o să conectez cu altă platformă pe la PlayStation. Asta putem face noi stream la PlayStation 4 din OBS. Deci, cum asta a fost, nu uitați să dați un like, un subscribe, să-l distribuie de parte. Cum a fost aia, să-l distribuie, pa, pa.